Salutare, da, vouă celor care deja v-ați strâns pe canalul Nicu Bendea. La cât plouă afară, că mi-am pus și căștile să nu se audă ploaia cum bate în geam. La cât plouă afară, să se mai umfle un pic și canalul meu de vizualizări. Oricum, vă mulțumesc pentru faptul că și ieri ați fost într-un număr mare, ați comentat, ați dat like și v-ați înscris pe platforma lui Nicu Bendea. Nu o transformăm noi în partid, dar discutăm aici mai abitir decât o fac candidații la diverse fotolii din această țară. Cine credeți că s-a întors iarăși pe cai mari în politică? Cine credeți că iarăși dorește un scaun de primar? Practic, ați ghicit. Ghicit Marian Vanghelie. Marian Vanghelie, care a avut un pic de probleme cu legea, ba mai a fost și saltat, încă nu se știe rezultatul în vreo câteva dosare, dar totuși omul e cinstit, omul e sincer, vrea să facă ceva pentru sectorul 5. În sectorul 5 candidează, a mai fost acolo vreo 4 mandate, vreo 16 ani primar. Ei, ce Vanghelioane trăgea, ce să petrecea Bucureștiul de Revelion acolo. Acum lumea se pare că este pregătită iarăși să îl voteze. Da, Marian Vanghelie a spus că el cunoaște bine sectorul, practic el a reabilitat 600 de blocuri, a construit 700 de străzi, mă rog, le-a asfaltat și ce m-a amuzat, sau nu m-a amuzat că așa este, a spus că el cunoaște cum trebuie să fie prima zi de învățământ. Acum el, care a terminat liceul la vreo 30 de ani, cred că își aduce cu și mai mare emoție aminte de prima zi de școală. Să vedem dacă iese sau nu iese el primar. Nu-i chiar independent, reprezintă ceva partid de ăsta obscur, minuscul, că nu, mă rog, trebuiau și acolo adunate niște semnături pe liste. Să ia mari de la PNL și PSD, ăia își împar voturile cu siguranță, dar și practic Maria Vanghelie e o pată de culoare. Culoare. Lângă el vine și, cum îl cheamă, Piedone. Deci de Vanghelie, așa cum să zic, te amuzi când îl vezi și când îl auzi, totuși, dar când îl vezi pe Piedone, iară pe afișe și iară dorindu-și să fie primar, parcă e prea mult. E prea mult. Acum să-l votezi pe Piedone înseamnă că ești bou. Nu e zimbru. Că s-a născut un nou pui de zimbru, al 11-lea, în parcul de la Vânători. Un pui sănătos, un pui de zimbru. Acum, condiția acolo la zimbrii nou-născuți, condiția ca să le pui nume, este ca să înceapă numele cu Ro. Și după aia să continui. Și un român i-a pus numele Roborn. Ce frumos nume de zimbru, Roborn. Cum îl cheamă zimbroaica pe Roborn? Roborn, hai să mănânci. Roborn, drag, ai grijă că vine și ursul. Roborn, dragă, fi tare în coarne. Acum, pentru cei care au chirii, pentru cei care au de plătit fel de fel de, nu chirii, domnule, cum le zice, rate. Pentru cei care au de plătit rate, era mai bună denumirea pentru zimbru Robor. Măcar să ia zimbru în coarne, Roborul, să-l facă mai mic, să nu mai fie așa de bani mulți de dat de la o lună la alta. Da, plouă, mâța ouă. Iară să scurge vreo autostradă. Era apărut și o poză de pe celebrul tronson Sebeș Turda. Dita mai locul rașchetat acolo, nu era nimic asfalt, numai pământ. Și un cetățean îmbrăcat în portocaliu, cu cască portocalie, plimba o roabă. Pădita mai autostrada. Un cetățean plimba o roabă. Probabil angajat, nu? Unde sunt utilajele? Unde sunt inginerii? Unde sunt cei cu viziune? Unde sunt cei care trebuie să facă, să construiască autostrada? Unde sunt? Habar n-avem unde sunt. Da, un muncitor plimba roaba. Decât așa. Mai bine să nu faci autostradă, că numai te enervezi. De exemplu, știm un lucru, autostrada Ploiești sau Pitești, atât acolo e, Ploiești, Pitești, Brașov, pe unde ajunge asta ne interesează, deci Ploiești, Brașov, a fost amânată cu 3 ani. Construcția acestui tronson a fost amânată cu 3 ani. Știm o treabă. Din Brașov parcă e domnul prim-ministru să-i trăiască mandolina, nu? De pe acolo, din zonă, deci nu se grăbește acasă. Speră că încă 3 ani mai stă pe la București, face pe primul ministru,
Și după aia când mai are încă un an de mandat, zice gata, îmi fac și autostrada spre casă. Nu sună prea bine, dar în alte ordine de idei l-ați văzut, tot timpul aranjat, tuns, vopsit și gata de concert, gata de ce este mai rău sau mai bine. Deci nu avem autostrăzi pe care să mergem cu viteză, în schimb a crescut viteza netului. Stăm foarte bine în Europa la viteza internetului. Descărcăm, traficăm, navigăm, că ce să facem? Că de-aia mă bucur și vă dau like că sunteți aici, că avem viteză mare la internet. Nu ne calcă nimeni pe urme, nu ne ajunge nimeni. Ci că în Covasna este viteza cel mai redusă a internetului. Păi acolo în Covasna interesul nu este așa pentru internet. Interesul este pentru pădure, pentru Guiaș Leaveș, pentru Polinco. Lăsați interneții să steie ei cu minte. Nu grăbim nicăieri. Ei, dacă cu ajutorul internetului ajunge mai repede în altă parte a țării, sigur ar merita o investiție. Te urci pe router și te teleportezi. Auzi, mă, cum Dumnezeu să construiești în anul 2020 o autostradă cu un om cu o roabă? Mă, nici măcar sapă n-avea, nici o lopată. Plimba o roabă. În roaba lui Dumnezeu. Da. Acum trecem în domeniu un pic, într-un domeniu un pic mai spiritual și spunem că un preot din Slănic Prahova, preot deschis la minte tânăr, își atrage tinerii enoriași la karate. Da, lângă biserică are un club și în loc să lase pe străzi sau să umble aiurea pe net pe tinerii din sat, îi strânge la sală și învață tehnici de apărare, de autoapărare, de luptă, de foarte frumos. Foarte frumos, un preot creștin ortodox, plus că a mai scos și superstițiile și misticismele din capul localnicilor, că le-a spus că nu închideți mâța în casă până nu iese montul sau, mă rog, în fine, bravo, like, un preot extraordinar. Acela Cluj ați văzut, săracul preot, s-a lăsat și el influențat de o chestie sau de alta și apoi o cerul la enoriaș să le pupe mâna. După ce le-o ceru și niște bani și... Eu știam expresia aia cu eu pup Paula Popii, dar pe să-i pup și mâna, no? Las-o încolo. A fost mustrat cu dojană arhieriască. Asta e ca și când te-ar pupa Fuego pe frunte și ți-ar spune du-te și cântă un cântec de al meu și al măicuței Irina. No, mă rog, fiecare cu problemele și cu situațiile. Că m-am gândit că de ce e așa scump un loc de vești, 5.000 de lei? Oricum nu mai știi, vorba lui Ticu, după ce te-o trânti la hudă, nu mai știi tu, da. Acum am văzut că totuși în Alba, într-un cimitir din Ampoi, ieri fiind căldură mare, o tânără, nu știu, doamnă sau domnișoară, făcea plajă în cimitir. Bă, asta, deci asta a depășit-o pe Cioran. Cioran, când era la Rășinari, juca fotbal. Juca fotbal prin cimitir, cu colegii săi de joacă. Ei, tot în acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu al Ardealului, o tânără fără inhibiții s-a trântit pe burtă, pe o criptă, în cimitir, pe un loc de veci. Frumos betonat și cu puțină verdeață, iar de la cruce îi venea umbra la cap. A stat și a stat și a dat cu factor 25 de protecție. S-a întors de pe o parte pe alta și iarăși s-a bronzat. Iar când a plecat de acolo, o fi aprins o lumânare în memoria celor adormiți. Un pic de haos în cimitir după ce a plecat tânăra, că nu. Un pic de agitație. De la crucea 4, strigarea la crucea 7. Ioni, ai văzut-o pe asta? Lasă-mă, lasă-mă în prilej să mă odihnesc și eu, că de-aia e loc de odihnă. Ce vine asta să ne tulbure? Nu vă mai tulbur nici eu. Astăzi se împlinesc un număr de ani de când s-a născut compozitorul și interpretul George Enescu. Vă rog, dacă aveți timp, câteva măsuri din Rapsodia Română să ascultați sau altceva din ce a compus sau interpretat el. Și tot azi este ziua mondială a fotografiei. Să vă trageți frumos și în chip, să arătați bine. Că-i selfie, că-i neselfie, eu vă dau like la tot ce ziceți aici la comentarii. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de anunțare. Să ne vedem cu bine și în zilele care vor urma, respectiv joi și vineri. Că astăzi e miercuri, așa că vă zic enjoy. Grijă pe unde faceți plajă. Să nu cumva smintiți vecinii
de litoral. O zi frumoasă vă doresc, Nicu Bendea, pentru dumneavoastră a fost și azi.